Adevărat, Domnul este în locul acesta. Și noi știm lucrul acesta. Iacob s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dar ce minunat e de noi care știm că Domnul e în locul acesta și nu dormim. Duminică dimineața, dis de dimineață, parcă mai devreme ca în alte zile, dis de dimineață ne trezim cu familiile noastre, cu copiii noștri, poate casa e mai aglomerată, că toți sunt acasă. Dăm orice barieră la o parte, căci vrem să ne închinăm Domnului, cu noi și cu copiii noștri. Domnul să vă binecuvinteze! Vă aduc salutări sfinte, harul și pacea Domnului de la Biserica Betel, păstorită de fratele Gheorghe Deaconescu, era știut de vizita mea aici, că voi fi peste o săptămână, am petrecut acum o săptămână împreună cu dânsii și au zis, dacă ajung la Montreal, transmite harul și pacea Domnului și am promis că o să fac. Și Domnul să vă binecuvinteze, să le primiți după venio. Și din partea Bisericii Betania, de la frații care au rămas acasă și salutul Bisericii noastre pentru anul 2015, este din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, dacă se poate afișa, versetul 23 și 24. Și doresc ca să-l citesc, ca să rămână în inimile noastre și noi să-l primim cu toții. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și tot poporul să zică amin, amin. El să ne sfințească, numai El poate. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, amin. Fără prihană, amin. La venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat, Cel ce ne-a chemat, știți, este credincios. Este, rămâne credincios. Și va face lucrul acesta. Mărit să fie Domnul nostru. E minunat să fie frați împreună. E minunat să fie frați la masa Domnului. Ne-am bucurat mult că am auzit că aveți cina Domnului. Așa e obiceiul și la noi. Să avem în prima duminică Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze să fim la masa Lui. Am avut un timp de rugăciune și slăvit să fie Domnul care au ascultat rugăciunile, credeți? Amin. Acum ne pare rău că n-am zis destul, așa-i? Trebuia mai mult să ne vărsăm focul tot, că Domnul a spus că El a ascultat, mărit să fie Domnul. Amin. Vă binecuvântăm pe tineri care au cântat așa de minunat, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și în mod special pe tineri care au ascultat și au venit aici să lasă locul la cei care n-au. Ați văzut? Cred că toți au auzit. Dar unii au și ascultat. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre câteva motive pentru care suntem la masa Domnului. Câteva motive. Vedeți dumneavoastră, noi ne dăm toate silințele și tot efortul când știm că un lucru are valoare. Sau când știm că merită. Dacă nu e sigur că merită un lucru, nu-ți dai tot efortul. Am fost aici 6 ani în urmă, am cunoscut mulți tineri minunați de la dumneavoastră și unii dintre ei îmi spuneau visele lor. Ieri am reușit să mă întâlnesc cu câțiva și o tânără mărturisea. Zice, Domnul m-a ajutat, lucrez acolo, la cel mai bun spital, m-a ajutat. Wow. Ce ți-ai pus în gând, Dumnezeu te-a binecuvântat și ai reușit. Mărit să fie Domnul. Domnul poate să facă minuni. Și-a făcut timp pentru mine să stea un pic cu mie de vorbă după servici și am fost foarte bucuros. Dumneavoastră v-ați pus în minte să învățați la un instrument și ați reușit. Mărit să fie Domnul. Nu e minunat? Ne-am pus pe gând să venim la casa Domnului, să ne facem pe Domnul cel mai bun prieten, că El rămâne credincios,
și bunătatea Lui este atât de mare și credincioșia Lui atât de mare. Rămân veșnice. Motive pentru care suntem la cină. Dacă cina are valoare, noi suntem aici. Dacă cina are valoare, noi dăm orice barieră la o parte. Dacă am iubit pe frați și am vrut să venim, să ne închinăm împreună cu dumneavoastră. Credeți că frații ce au venit de la un zon, nu-i tot corul, dar atâția cât suntem. N-au avut bariere. Au avut. Au avut bariere cei care au trebuit să vină de la Windsor. Ați avut dumneavoastră bariere. Dar ați dat totul la o parte. Fiindcă masa Domnului are valoare. Măriți să fie Domnul. Amin. În primul rând, vreau să spun că e un act al ascultării. Am citit în Matei 26 și cuvântul Domnului spune... Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zică. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, vezi tot bine, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Aceasta este lucrarea minunată care o instituit-o Domnul nostru Iisus Hristos. Și El ne spune să facem lucrul acesta. Ori de câte ori facem lucrul acesta, ascultăm de El. Și dacă ne ducem în Corinteni, 1 Corinteni 11:24, acolo zice foarte clar. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta. E un act al ascultării. Ce binecuvântați sunt acei care ascultă de cuvântul Domnului, care ascultă de Mântuitor. E minunat de copiii care ascultă de părinți. Ce zic părinții? Haideți cei care sunt de părinți să ridică mâna. Acum hai să întrebăm copiii. Păi nu punem să ridice mâna. Dar să știți că după Dumnezeu nimeni nu vă iubește așa mult decât părinții. Și dacă părintele spune că vei fi un copil binecuvântat, spune Sfânta Scriptură. Dar și noi ca părinți vă vedem tot binele din lumea asta. Tot ce e mai prețios, ce e mai valoros. Vrem să punem în voi, vrem să vă îndrumăm, să vă arătăm drumul. Și de asta vă spunem, să faceți anumite lucruri. Câteodată înțelegeți că sunt bune, câteodată nu înțelegeți. Și Dumnezeu ca Tatăl face același lucru. Zice să faceți, câteodată noi zicem cum să facem. Că vine diavolul și știi ce îmi spune? O, cât ești de slab, diavole. O, iar ai greșit. Iară n-ai tăcut, iar ai vorbit, iar ai alunecat. O, cât ești de slab. Nici nu te-ai rugat destul, nici n-ai postit destul. Nici ești slab. Cum să te apropii de trupul și sângele Domnului, care sunt sfinte? Nu ești vrednic. Și vă spun că nu sunt vrednic. Din propria mea viziune, cu puterea mea, dar cred ceva, că sângele Domnului m-a iertat. Cred că Domnul m-a curățit și m-a spălat. Credeți dumneavoastră? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și după ce ne iartă, nu ne lasă pătați. Ne curățește. Ne curățește. Pe cămașa mea, dacă ar fi o pardă, ați vedea, o să mai întâmplă. Să mai întâmplă și tot să uită. Și vede că e pătată. E pătată. Se întâmplă. Dar El nu lasă să se vadă pată. După ce ne iartă, El ne curățește să nu se mai vadă nimic. Nu-i minunat Domnul nostru? Aleluia. Aleluia.
credeți din toată inima că Domnul Iisus Hristos vă ierta. Nu știu care e trecutul tău, nu știu care sunt faptele tale, nu știu care e strădania ta, dar vreau să spun că Iisus Hristos te iubește. Și ai făcut bine că ai ascultat glasul Duhului Sfânt să fii la masă. La cina Domnului îs oameni care au căzut, îs oameni care au alunecat, îs oameni care au nevoie de putere și au nevoie de viață. Căci al doilea motiv este cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Are viață în el însuși. Și eu îl voi învia în ziua de apoi, Ioan 6. Are viață. Dacă nu venim la cină, suntem mai slabi și mai slabi. Vreau să ai garanția în dimineața aceasta. Dacă te-ai rugat Domnului, m-am rugat Domnului, mi-a mărturisit păcatul. Să cred că El m-a iertat. Venind încoace la dumneavoastră, un frate din grup spune, vreau să trecem pe la Kitchener, pe la piață. Este o soră de-a noastră româncă, are un business acolo și face plăcinte foarte bune. Vă recomand să treceți pe acolo, care n-ați trecut încă. Și ne-am oprit acolo și spre mirarea mea, când după ce tot ne-am săturat bine, am vrut să plătesc. Și-o zice, nu trebuie, achitat fratele care mi-a chemat, nu știu ce-o vorbit, ce n-o vorbit, ce-o plătit, ce n-o plătit, nu știu nimic. Dar zice, i-a achitat. Ce credeți că am făcut? I-am binecuvântat pe toți și am crezut, n-am mai lăsat bani pe tișchea, nu mai m-am dus să caut pe altul să plătesc. Nu, i-a achitat. Păcatul meu, păcatul tău. I-a achitat. Iisus Hristos a murit pentru el. Amin? Amin. Vino la cină cu încredințarea că Iisus spală. Amin. Curățește, iartă, eliberează, dă viață. Oh, îs prea jos ca să mă împărtășesc. Îs prea slab, îs prea căzut. Am avut decepții, am avut, am avut. Ești aici ca să primești viață. Cine se atinge de trupul meu are viață în el însuși. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Eu îmi aduc aminte de tine. Nu te las aici. Nu te las. Te chem în nori și eu voi coborâ acolo să nu iei altă direcție spre alte galaxii. Nu te las singur. Am în ultima vreme tot mai multe mărturisiri primesc și Domnul să binecuvinteze frații care au început să practice lucrul acesta. A fost o perioadă când noi, Biserica Pentecostală, am lăsat mărturia. Eu când am crescut, vă spun, toți frații treceau la mărturisire. La cina Domnului se cântau câteva cântări care nu-și rezolvau problema peste săptămână. Era o cameră alăturată unde toți treceau la mărturisire. Am crescut în bisericile de la oraș și nu s-au mai practicat, au fost mulți. Dar tot mai mulți frați vin și îmi spun, am avut problemă cu asta, am avut asta, hai să ne rugăm, hai să facem asta. Și un lucru extraordinar. Când doi se unesc să ceară un lucru, când doi se roagă pentru fratele Iacob, pentru fratele, pentru fratele, pentru care și el o problemă, e numai om. Domnul ascultă și trimite imediat. Plus că face pe diavolul de rușine, îl scoate afară. Tu nu mai ai niciun gârlic cu care să mă tragi, să mă folosești. Nu, te-am făcut de rușine, astea lucrurile tale, m-ai păcălit. Dar pleacă de la mine, nu-ți mănânc prăjiturile tale. Eu vreau să am viață. Frații mei, sunt beneficii extraordinare. Totdeauna când venim la masa Domnului ne amintim de moartea și de suferințele. Vedeți dumneavoastră cum a găsit Dumnezeu cu cale să plătească prețul. Credeți că cei care nu au plătit breakfast-ul meu la Kitchener nu au plătit cumva? Ba mai mult, acum o săptămână am fost în altă parte la o binecuvântare, la un nepot și tot așa. Ei au purtat de grijă și au zis totul i-a achitat, mă, cum facem cu bilul? Domnul să vă binecuvinteze. Dar credeți că ei n-au muncit pentru să-l plătească? Cineva a plătit. În dimineața aceasta, gloria fie a celui ce-o plătit. Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl o dat ce-o avut mai scump de dragul meu. Cum să nu-L iubesc? Cum să nu-L iubesc? Cum să nu fiu la masa Lui?
Cum aș putea? Eu n-am știut că o să fie masa gratis, asta, dar m-am dus. N-am știut că aia să trebuie, n-am trecut, o să plătească alții, dar m-am dus, m-o chemat. Vedeți dumneavoastră, tot o plătit Domnul nostru Iisus Hristos. Crede din toată inima lucrul acesta. Și acceptă iertarea Lui, acceptă curățirea Lui și stai cu demnitate și cu bucurie la masa Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine. Ioan 6. La 56, nu? Și eu rămân în el. Vrei să rămână Hristos în tine? Aleluia! Doamne, vreau să rămâi în mine. Și când va veni vrăjmașul la ușa mea, la ușa inimii mele, la ușa minții mele, tu să fii acolo, Duhul tău să fii acolo, să dea cel mai bun răspuns, să se împotrivească lui tare, să iau decizii corecte și să umblu cu Dumnezeu, să am viață, să am putere, să nu mă tem! Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te sprijinesc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Măriți să fie Domnul nostru. Ăsta e Dumnezeul nostru. De aceea suntem la masa Domnului. Îmbrăcați-vă cu această armătură, cu această cunoștință, cu acest Dumnezeu bogat. Și nu lipsiți niciodată. Dați valoare. Curățiți-vă, curățiți-vă, faceți curat și veniți cât mai curat înaintea Domnului, cât mai sfinți, cât mai de cu lepădare de sine, cu smerenie, ca să putem beneficia de aceste mari favori. Multe nu le înțelege. Multe nu le înțelege. Imaginați-vă că ai încercat să spui la un boboc care se află încă în ou de gâscă sau de găină care mai aveți, sau cum o să fie mâine sau poimine când o să iasă el de acolo? Cum o să fie? Păi zice, o să fie pe afară verdeață, dar ce aia? O să fie și râme sau o să fie și greie, dar ce să ia? Dar o să bată soarele nu știu cum și o să fie, dar ce aia? Dar o să fie mai și ploaie câteodată, dar ce aia? Dar nu mai pot să spun. Dar să mai așteaptă că o să vezi. Multe lucruri nu le înțelegem astăzi. Dar o să vină ziua. O să vină ziua când vom fi cu El și vom fi ca El și vom înțelege. Doamne ajută! Să celebrăm moartea Ta, suferințele Tale, să înțelegem valoarea care ai plătit-o pentru noi, din dragoste. Zic ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze cu o inimă bună, cu iertare. Domnul cerut câteva condiții. Frații mei, să ne iertăm invitații. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă amândoi în dragoste. Cum va ierta Hristos? Amin? Amin. Amin.